Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul știrilor de la Făgăraș, sunt Bianca Rădubășan. Bani falși pe piața făgărășană și alertă în rândul funcționarilor unei bănci din orașul nostru. O femeie s-a prezentat la ghișeu cu valută și după verificare s-a constatat că o bancnotă de 500 de euro era falsă. Lucrătorii băncii au anunțat imediat poliția Făgăraș. Acum cazul este investigat de către Brigada de Combatere a Crimei Organizate Brașov. Bancnotele false sunt un permanent motiv de îngrijorare pentru Banca Centrală Europeană, dar și pentru BNR. Numai anul trecut s-au descoperit aproape 800.000 de astfel de falsuri vizând euro, dintre care câteva mii au fost găsite pe teritoriul țării noastre. Nici Făgărașul nu a fost ocolit. Alerta a fost dată de funcționarii unei bănci care au descoperit o bancnotă falsă de 500 de euro. Asta după ce o femeie în vârstă de 58 de ani, domiciliată în județul Sibiu, a vrut să depună suma de 900 de euro în contul său la o bancă din oraș, numai că la verificarea bancnotelor s-a descoperit că cea mai mare dintre ele, cea de 500 de euro, era falsă. Lucrătorii băncii au anunțat imediat poliția. În cursul săptămânii trecute am fost sesizați telefonic de către o agenție CEC din municipiul Făgăraș că la ghișeul agenției s-a prezentat o persoană de sex femeiesc care a depus, intenționa să depună o sumă de bani într-un cont personal. În momentul când s-a trecut la verificarea bancnotelor, una dintre bancnote s-a stabilit că era falsă, motiv pentru care am fost solicitați la agenția respectivă. Din verificările efectuate, până în momentul de față, s-a stabilit, audiind persoana care a vrut să depună banii, că această sumă de bani ar fi provenit din vânzarea unui autoturism într-un târg auto. Rugăm toți agenții comerciali din municipiul nostru, precum și reprezentanții băncilor, ca atunci când se sesizează astfel de neregularitate, aceasta să ia legătura imediat cu poliția și în felul acesta să descoperim fapte de acest gen. Femeia spune că banii i-a primit după ce a vândut o mașină. Cazul este investigat de către Brigada de Combatere a Crimei Organizate Brașov. Polițiștii atrag atenția că falsurile pot fi depistate cu ușurință prin verificarea atentă a elementelor de siguranță. Acestea trebuie privite în lumină, astfel încât pe marginile de sus, stânga, pe față și dreapta, pe spate, să se vadă integral valoarea numerică. De asemenea, trebuie verificată existența firului de siguranță și a ferestrei transparente. Pe bancnotele mai mari, cum ar fi cea de 50 de euro, se poate verifica imaginea de pe hologramă. Aceasta trebuie să se schimbe la ușoara înclinare a hârtiei, trecând de la valoarea numerică la imaginea unei ferestre sau a unei uși. Tot în înclinare, valoarea numerică de pe verso din colțul stânga jos își schimbă culoarea din vișiniu în verde sau maro. Două treimi dintre candidații care au râvnit la un post de administrator la asociațiile de proprietari din Făgăraș au picat concursul organizat de primărie. După ce făgărășenii au sesizat administrația publică locală de nereguli în cadrul asociațiilor, municipalitatea a efectuat controle. Rezultatul, dintre cele 132 de asociații de proprietari, doar una răspundea cerințelor legale. Problema asociațiilor de proprietari ce gestionează blocurile din Făgăraș nu s-a rezolvat încă. În urma sesizărilor repetate ale locatarilor către autorități, primăria a decis să instituie controle care au scos la iveală nereguli. Au fost găsite asociații de locatari fără președinți, administrator fără atestat, asociații fără buget de cheltuieli și sute de mii de lei restanțe către furnizorii de apă și salubritate. Autoritățile au decis să găsească persoane atestate care să corespundă cerințelor legale. S-a organizat un concurs care s-a finalizat cu rezultate slabe din partea celor înscriși. Puțini au reușit să treacă testul. În această săptămână am avut prima etapă din acest an de examinare și reexaminare a persoanelor fizice și verificarea dosarelor pentru persoane juridice. La persoanele care s-au prezentat pentru prima dată, dintr-un număr de 16, au fost admise 3. La cei care au venit pentru reexaminare, dintr-un număr de 20 prezenți, au fost admiși 10. Iar din dosare persoane juridice, am avut un număr de 4 dosare depuse, toate 3 au fost admise.
Din cele 132 de asociații de proprietari din Făgăraș, doar una corespunde legal tuturor criteriilor de funcționare. E grav pentru că societățile de apă, canal, salubritate și termie acumulează pierderi uriașe la plata facturilor. Ori populația nu plătește așa cum ar trebui, ori administratorii pleacă cu banii acasă. Din acest motiv, primăria are în calcul măsuri drastice pentru cei care nu se atestează până în octombrie. Peste exact o lună, începând de astăzi, vrea să suspende toate atestatele vechi și nereactualizate, iar asociația respective să fie arondate celor ce corespund criteriilor impuse de autorități. Îmi doresc ca să fie o concurență între administratori, îmi doresc ca să vină cu un aport mai serios societățile astea comerciale cărora le-am impus un minim de structură în care am impus să aibă expert contabil, am impus să aibă jurist, am impus să aibă asigurare pe sumele încasate și sper ca aceste societăți să aibă capacitatea să administreze mai multe imobile în același timp. Așadar, în Făgăraș există doar 13 administratori de asociații care au reușit să-și însușească metodologia de gestionare a unei astfel de activități și să coordoneze conform legii o asociație de proprietari. De asemenea, 3 firme specializate au calitatea de administrare în domeniu. Ce înseamnă asta? Actualii președinți de Asociației Blocurilor din Făgăraș pot lucra doar cu cei 13 administratori atestați sau cu cele 3 firme particulare atestate. Creștinii sărbătoresc astăzi nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Marie Mică. Este primul praznic din cursul anului bisericesc, care a început la 1 septembrie și totodată cea mai mare sărbătoare a toamnei. Credincioșii au mers la biserici și s-au rugat Maicii Domnului. La mănăstirea Făget Boholț, oamenii bisericii și enoriașii au participat la o slujbă specială, deoarece lăcașul poartă hramul nașterii Sfintei Fecioare Maria. Mănăstirea Făget Boholț și-a sărbătorit astăzi patrimoniul spiritual. Încă de dimineață, de la ora 8, a fost slujba Sfântului Maslu, urmată de sfințirea apei. Mănăstirea este singurul lăcaș de cult din zona Făgorașului ce poartă hramul nașterii Sfintei Fecioare Maria. Veniți în fiecare an aici? Da, pe Sfânta Maria. Îmi place foarte mult mănăstirea. No, și e nașterea Maicii Domnului astăzi. De când era o mică baracă și s-a construit în ultimii ani și e foarte frumoasă. Fiecare an e o tradiție așa, de nașterea Maicii Domnului și ne umplim de, cum să zic eu, de duhovnicește ne încărcăm așa și venim cu nepoții, cu soția, cu copii. Pentru că e hramul bisericii și ne place, venim foarte des. Vă mulțumim frumos! Pentru liniștea sufletească, vă mulțumim frumos! În fiecare an, la data de 8 septembrie, creștinii ortodoxi își îndreaptă rugăciunile către Maica Domnului la mănăstirea de peste Olt. Lăcașul este situat la câțiva kilometri de oraș pe teritoriul comunei Beclean și datează din anul 1761. Sărbătoarea de astăzi face parte din rândul sărbătorilor închinate Maicii Domnului și este prasnic împărăstesc, cele mai importante sărbători din cursul anului bisericesc, prin care noi credincioși aducem cinste, slavă și mărire lui Dumnezeu, unul în ființă și întreit în persoană, precum și Maicii Domnului. Mănăstirea de la Boholț putem să spunem că ea a fost reînființată, rezidită, dacă putem spune așa, pe ruinile vechii mănăstiri care a existat până la 1761, când curtea împărătească de la Viena a trimis pe generalul Bucu cu armate, așa cum era pe vremea aceea, și a fost distrusă numai în țara Făgărașului peste 40 de așezăminte monahală. Lăcașul de cult este construit pe locul unei vechi mănăstiri, care a fost ridicată pe acest deal într-o pădure de fag, de unde îi provine și numele. Mănăstirea este amplasată pe dealul Crucii, cum este cunoscut de localnici. Construcția a început în anul 1993 și a fost sfințită cu hramul nașterea Maicii Domnului. Documentele istorice ce datează de la începutul anului 1600 atestă faptul că mănăstirea Făget a fost reședința lui Mihai Viteazu. Acesta poposea uneori aici atunci când venea în cetate. Există și o legendă care spune că printr-un tunel mănăstirea comunică cu fortăreața.
Accesarea unui proiect european aduce la Drăguș un obiectiv pe care administrația publică și localnicii și-l doresc. Este vorba despre un muzeu al satului. Suma de 39.000 de euro este îndreptată spre reabilitarea clădirii în care va funcționa punctul muzeal, dar și spre alte câteva amenajări care să creeze atmosferă tradițională. Drăgușenii spun că muzeul comunei va fi cu intrare liberă. Drăgușul va avea un muzeu sătesc în mijlocul comunei, chiar lângă sediul primăriei, casa în care va fi amenajat fiind cumpărată de administrație de la un localnic ce nu mai domiciliază în comună. După renovare, casa va arăta exact ca cea de la Muzeul Satului din București. Acolo există o locuință specifică drăgușenilor, fiind adusă în capitală de sociologul Dimitrie Gusti, cel care a și inaugurat muzeul în anul 1936 în prezența regelui Carol al II-lea. Muzeul de la Drăguș va fi deschis cu ajutorul unui proiect european. 39.000 de euro fiind suma ce se va cheltui pentru a reabilita vechea construcție. Asta înseamnă încăperi, curte, șură, fântână și poartă. Lucrările se vor finaliza în luna octombrie. Câteva dintre piesele ce vor fi găzduite în acest muzeu sătesc sunt deja depozitate acum în clădirea școlii. Diverse exponate se primesc de la localnici cu titlu de donație, spune primarul comunei Gheorghe Sucaciu. Muzeul comunei Drăguș va fi cu intrare liberă. Acesta a fost buletinul știrilor de astăzi cu cele mai importante informații locale. Vă reamintesc că ne găsiți și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Nova TV. După publicitate, urmează emisiunea Media Obiectiv. Invitată în studio este directoarea executivă a Fundației Comunitare Țara Făgărașului, Oana Mitea. Vizionare plăcută!